Astăzi vorbim despre una din problemele mele din ultimii ani. Așa fi. M-am decis eu, în urma unor cercetări amănunțite pe care le-am făcut, să fac un clip în care să vorbim despre părul cu fir subțire. Pentru că m-am trezit cu problema asta, după cum știți dacă mă urmăriți de ceva timp, m-am trezit cu problema asta de vreo 2 ani, 2 ani și ceva. Dintr-o dată, părul meu s-a subțiat așa. Eu înainte, dacă mai țineți voi minte, aveam un păr lung, așa, super lung și cu un fir foarte gros, ceea ce făcea să pară foarte bogat, să pară foarte des. Eu n-am avut niciodată părul des, deci nu vorbesc de densitatea firelor de păr pe suprafața scalpului meu aici, pentru că n-am avut niciodată părul des. Este moștenire de la mama, mulțumim, și toată familia din partea mamei. Și n-am avut niciodată firul de păr foarte des. Însă aveam un fir de păr gros, ceea ce îl făcea să aibă structură, îl făcea să aibă volum, să pară bogat așa, să pară super, super mult. Și dintr-o dată, nu știu exact cauzele, dar încep să le bănuiesc, că m-am trezit cu un fir de păr super subțire, ceea ce m-a enervat cumplit, pentru că odată cu schimbarea asta au venit și niște probleme despre care o să vorbim în clip. Și la început nici nu știam cum să mă comport cu părul meu, că nici nu știam ce naiba să-i fac, fiindcă efectiv mi se părea că s-a răzvrătit împotriva mea. Și am încercat să găsesc mai multe clipuri în care se vorbește despre firul de păr subțire. Sunt câteva pe net, nu zic că nu, dar nu pot să zic că m-au dat pe spate informațiile și cele mai multe informații și mare parte din informațiile din clipul ăsta le am de la persoane care au aceleași probleme ca și mine în momentul de față, și anume au firul de păr subțire. Și le tot auzeam spunând, adică n-au făcut un tutorial să vorbească sau un clip să vorbească despre firul de păr subțire, ci le auzeam spunând că mă spălăm fiecare zi, că pentru firul de păr subțire folosesc asta, că pentru firul de păr subțire folosesc asta și așa mai departe. Și le tot auzeam vorbind despre problema asta, dacă vreți să-i zice. Și așa ușor am făcut o listă și mi-am dat seama că ar trebui să le punem pe toate într-un clip, ca în cazul în care se mai confruntă cineva cu problema asta, să aibă clipul ăsta, ca să nu se mai chinuie cum am chinuit eu la început. În primul rând că mie mi-a luat ceva timp să accept că am firul de păr subțire, mai ales că eram obișnuită cu părul ăla al meu lung. Asta a fost și unul din motivele pentru care m-am tuns recent, adică în iarnă sau când m-am tuns ultima dată, pentru că efectiv nu se mai aranja și în momentul în care părul este mai lung, pare cu atât mai rar. Da? Cu cât este părul mai lung, dacă nu ai un păr foarte des, cu atât pare mai rar și a trebuit să-l tai. Și, mă rog, ajută și la regenerare, în fine, acum o să-l las să crească și să vedem cum o să arate. Da. Hai să luăm cu începutul. Care sunt cauzele firului de păr subțire sau părului subțire, cum am auzit și formularea asta de multe ori, nu este tocmai corectă, și anume păr subțire, dar am auzit-o inclusiv în reclame și așa că o să o folosesc și eu în clipul ăsta. Care sunt cauzele? Cauzele pot să fie multiple. Pot să fie cauze hormonale, cum bănuiesc și eu că la mine sunt cauze hormonale, pot să fie cauze ereditare, adică așa te-ai născut, l-ai moștenit, ăla e, ăla defilezi. Sau în urma unor tratamente puternice cu antibiotice sau cu tot felul de alte substanțe sau tratamente din astea ciudate, cum ar fi chimioterapia și așa mai departe, radioterapia, și astea sunt tratamente foarte puternice care subțiază firul de păr și cade foarte mult, dacă nu chiar de tot de multe ori. Și sunt în multe cauze, adică în principiu se întâmplă o grămadă de lucruri. Evident, un factor important în densitatea firului de păr o reprezintă și dieta. Știu, nu vă place să auziți chestia asta, dar este un factor și este adevărat. Adică și dieta joacă un rol foarte important în ceea ce privește firul de păr. Și dacă nu aveți grijă la ce mâncați și la ce beți, o să se vadă în timp, o să sufere firul vostru de păr. Bun.
Multe persoane recurg, când au firul de păr subțire, la se vopsi. Adică își vopsesc firul de păr, ceea ce poate să fie o soluție bună pentru moment, pentru că îl face să pară puțin mai gros. Acum, dacă vrei să te vopsești, că vrei tu să te vopsești, este ok, dar eu nu v-aș recomanda să săriți repede să vă vopsiți doar pentru că aveți firul de păr subțire, da? Pentru că și vopsitul ăsta are o grămadă de alte implicații. Așa că atenție și la partea asta cu vopsitul. Ce probleme ai din cauza firului de păr subțire? Principalele probleme sunt: 1. Se rupe foarte ușor. 2. Se încurcă foarte repede. Eu, din fericire, am avut un păr care nu s-a încurcat niciodată. Înainte nu se încurca deloc, deci puteam să stau o săptămână fără să mă piaptăn. La modul cel mai serios, puteam să stau o săptămână fără să mă piaptăn și nu era încurcat, nu se încurca. Acum se mai încurcă puțin, nu super rău, dar se mai încurcă. Dar, în general, firul de păr subțire se încurcă, pentru că este și foarte moale. Iarăși, este foarte moale și este lipsit de volum. Faptul că este moale n-ar fi o problemă, că e plăcut la atingere și cumva are un aspect frumos, dar când e lipsit de volum, e o problemă, că stă așa, ploștit. Bun. O altă problemă este că se electrizează foarte repede și asta a fost una din principalele chestii care pe mine m-au enervat cumplit, ca de exemplu, uitați-i pe ăștia, circulă pe aici, așa, și toți baby hair și ți se duc și te întâlnești și discuți cu toți marțienii și cu toate planetele extraterestre, pentru că prinzi absolut toate frecvențele posibile, fiindcă se electrizează super, super repede. Dacă îți pui o eșarfă sau o bască, o căciulă, o ceva care îl electrizează, s-a terminat. Deci o să te vezi Lion King. Da, este extrem de enervant. În cel puțin partea asta cu electricitatea statică este cea mai enervantă. Și am o mică soluție și în sensul ăsta, nu este definitivă, but hey, it works. Cât de cât. Așa. Și ce alte probleme ar mai fi? Că nu ține coafura, nu rezistă buclele. Pe părul cu fir subțire nu rezistă buclele la fel de bine cum rezistă pe un păr cu fir gros. Că e lipsit de vlagă, adică cumva este lipsit de acea tensiune pe care trebuie să aibă firul de păr. Are o anumită tensiune, acel TLC, o să auziți în afară că îi zic hairstyliștii, cel puțin din state, îi zic TLC, dar îi lipsește acel TLC. Are o anumită cantitate de TLC, dar de rezistență, dar nu atât de mare. În anumite situații puteți observa că se degradează mult mai repede, da? Inclusiv la partea cu vopsitul. Da, s-ar putea să arate bine în primele 2 săptămâni după ce te-ai vopsit, să arate ok, dar după aceea poate să arate iarăși degradat după vreo 2 săptămâni maxim. Deci de-aia am zis la început că nu este neapărat o soluție să te vopsești dacă ai firul de păr subțire. Dacă vrei să te vopsești, că vrei tu să te vopsești, asta e altceva și trebuie să ai grijă în consecință de păr. Dar în momentul în care ai firul de păr subțire și te vopsești doar ca să-l faci mai gros, la un moment dat o să-mi pară mai degradat. Poate chiar nici nu e atât de degradat. Și acum, hai să vorbim concret de ce putem să facem în ce privește firul de păr subțire. Care este îngrijirea pe care o necesită? În primul rând, unul din principalele lucruri pe care le-am învățat eu este că trebuie să-l speli în fiecare zi. Dacă vrei să arate bine, trebuie să-l speli în fiecare zi. Și dacă credeți în mitul ăla că nu e bine să te speli în fiecare zi, vă las clipul ăla cu mitul despre păr în descriere și vă explic acolo de ce e un mit și aiurea la asta cu spălatul în fiecare zi. Deci, chiar dacă nu aveți scalpul gras, deci dacă aveți un scalp normal, trebuie să vă spălați în fiecare zi ca să arate bine, pentru că altfel o să înceapă să se separe, o să arate așa fără volum, că el oricum este fără volum, dar oricum arată ploștit și arată rău dacă nu-l speli în fiecare zi. Deci, trust me on this, chiar arată rău dacă nu-l speli în fiecare zi. Acum, partea interesantă este că nu ai nevoie de balsam. Fiind firul de păr super subțire, trebuie să ai grijă la măști și la balsamurile de păr pe care le folosești. Poți folosi balsam de păr în momentul în care părul tău este lung
și pe lungime să pui ca să-l hidratezi și să îl ajuți puțin, pentru că în momentul în care este mai lung, automat nu se mai hidratează până la vârf. Iarăși tot în clipul ăla cu miturile vă explic tot procesul ăsta, dar când este scurt, nu ai nevoie de balsam. Spre exemplu, eu acum nu folosesc balsam și nici nu-i simt lipsa. Chiar nu simt că aș avea nevoie de balsam, mi se pare că este foarte ok. Ideea este că trebuie să ai și grijă la ce cantitate de balsam folosești, chiar dacă pui doar pe lungime, pentru că îl va încărca foarte, foarte repede. Asta este iarăși o mare problemă a firului de păr subțire sau părului subțire, că se încarcă super repede și nu vei putea folosi foarte multe produse pe el, da? Deci mare atenție că nici produse de styling nu vei putea folosi foarte multe și nici produse cum ar fi măștile. Măștile în general sunt foarte, foarte grele dacă aveți firul de păr subțire, da? Mai bine să vă feriți de el, pentru că nu o să facă decât să îi ia din minimul ăla, puținul ăla de volum pe care îl mai are, îl ia și îl face să arate și mai pluștit, și mai lipit de scalp, și mai fără vlagă, și e exact efectul opus pe care ni-l dorim. Deci nu folosiți măști și folosiți niște balsamuri ușoare dacă aveți părul lung și folosiți cumva balsam de aici în jos, cumva de la umăr în jos, da? Ca să nu le încărcați, dar o cantitate foarte mică, chiar și pentru zona asta de aici în jos, să folosiți o cantitate foarte mică, cât, nu știu, o monedă de 50 de bani. Este mai mult ca suficient, pentru că îl îngreunează. Evident, după aceea clătiți super, super bine ca să se ducă tot balsamul. La fel și cu șampon. Tot aud chestia asta cu șamponul, Dumnezeule, și mă termină psihic, cu șamponat în două ture, două șamponări, trei șamponări. Auzeam pe cineva că își șamponează părul la fiecare spălare de 4 ori. De ce? Pentru că, teoretic, dacă șamponul ăsta este bun, îți curăță scalpul din prima șamponare. Nu ai nevoie. Vedeți că șamponarea asta excesivă nu face decât tot așa să încarce firul de păr cu produs. Și tot așa, și iarăși o să rămână fără vlagă și o să rămână substanță la nivelul scalpului și nu o să aveți volum. Deci, renunțați la prostia asta cu șamponatul în 15 ture, că nu vă ajută la nimic. Numai consumați produs inutil, vă uscați părul, că cele mai multe șampoane s-ar putea să vă usuce și părul și nu o să aveți volum și o să arate rău părul. Da? Deci, ajunge o singură șamponare. Acum, legat de șampoane, trebuie să aveți grijă să fie un șampon adaptat firului vostru de păr. Înțeles că eu am crezut că ăsta este un mit și că ce e șampon, până la urmă toate sunt la fel. E, uite că acum mi s-a dovedit că nu e așa, iar cel mai bun șampon pentru mine la ora actuală, din câte am încercat pentru fir subțire, este ăsta de la Fjordterrer, Forticea. Este super, super bun pentru că îi dă cumva vigoare părului, îi face să pară mai gros firul de păr. Nu știu să vă explic care e procedeul, nu știu de ce, nu știu care e minunea, care e magia din acest produs, dar este bun. Adică îl face să pară mai dens firul de păr, mai gros. Și îmi place mult de tot cum arată. Pe lângă asta se aranjează mult mai bine și nu se electrizează dacă folosesc șamponul ăsta. Deci este super bun. Vi las în descriere că este super, super bun șamponul ăsta. Sau încercați alte șampoane destinate firului de păr subțire. Dacă veți folosi șampoane hidratante, șampoane care adaugă greutate firului de păr, iarăși obțineți efectul invers, vă ia din volum, arată nespălat pentru că o să pară așa slinos, o să și simțiți foarte îmbâxit, o să simțiți că e greu așa firul de păr și efectiv o să stea lipit de scalp și iarăși este efectul invers pe care ni-l dorim. Da? Deci orientați-vă către șampoane dedicate pentru firul de păr subțire, pentru că au o formulă mai ușoară, au o formulă mai suportabilă pentru firul de păr. Apoi, în ce privește coafarea, eu vă recomand pe cât posibil să vă orientați către a vă face bucle, pentru că vă ajută să obțineți efectul ăla de volum. Da? Chiar dacă buclele nu rezistă la fel de bine întreaga zi, obțineți așa un efect de volum
și cumva părul mai stă lipit de scalp. Asta e ideea, să-l îndepărtăm cât de mult se poate de scalp, să stea cât mai la distanță, chiar dacă nu o să avem volumul așa de leoaică sau de leu, mai bine zis, măcar nu mai stă atât de apropiat de scalp, da? Și atunci cumva capătă volum, capătă textură, capătă puțină dinamică și nu mai pare că este lipit efectiv de scalpul nostru și în același timp nu mai pare că este atât de rar. O mare problemă a firului de păr subțire este asta, că pare foarte rar. Chiar dacă densitatea este foarte mare, adică aveți foarte mult păr, este foarte des, fiind firul de păr subțire, pare foarte rar. Și atunci, ideal ar fi să încercați să vă faceți niște bucle mai lejere, nu trebuie neapărat să fie sarmale, nu trebuie neapărat să fie super bine definite, dar care să vă îndepărteze puțin firul de păr de scalp, da? Să-l ducă puțin mai la distanță, astfel încât să pară că aveți mai mult volum decât să aveți voi în realitate. Mare atenție, pentru că, având în vedere că este firul de păr subțire, trebuie să îl ondulați sau să folosiți căldură la o temperatură mai mică decât decât atunci când aveți firul de păr gros, da? Eu automat am văzut nevoită să scad temperatura la ondulator în momentul în care mi-ondulez părul, pentru că altfel risălat, da? Fiind mai subțire, automat îi preia căldura mult mai repede și nu este nevoie de o căldură atât de intensă. Pe lângă asta, nu mai zic de protecție termică, că este super, super important. Acum, produsul pe care îl folosesc eu pentru protecție termică este ăsta, de la Schwarzkopf Got To Be. Îmi place până în momentul de față, adică de-abia l-am luat, dar o să-l mai folosesc și eu o să vă zic despre el. Până acum îmi place, până acum este ok. Deci, mare atenție, nu ondulați în părul fără protecție termică, că îl ardeți super repede. La fel, alte produse pe care le mai puteți folosi pentru a avea textură sunt șamponul uscat. Îl folosiți pe post de spray de textură. Pentru că în momentul în care pui puțin șampon uscat la rădăcina părului, tot așa, îl ridică și nu-l mai lasă să cadă pe scalp. Nu-l mai lasă să fie așa super lipit de scalp, da? Cumva creează o barieră. Mare atenție, nu trebuie să punem mult, da? Nu trebuie să aplicăm foarte mult și de aproape, dar șamponul uscat ajută. Pe lângă asta sunt tot felul de spray-uri pentru textură care vă pot ajuta. L-am pe ăsta, tot așa, acum am început să-l folosesc. Asta este un produs, un hibrid între gel de păr sau un fixativ și un spray de textură și am început să-l folosesc recent și eu pe ăsta și văd că este ok, până acum este ok, iarăși vă țin la curent, dar sunt o mulțime de spray-uri din astea de textură pe piață care vă ajută să vă dea puțină textură părului. Recomandarea mea, dacă se poate, este să nu vă îndreptați către genul ăla de coafiuri bine definite, adică nu vă faceți buclele alea bine definite, nu vă faceți, pentru că unul, nu o să le obțineți decât foarte greu și vă chinuie și vă bateți capul degeaba, pentru că doi, nu o să reziste mult timp. Și atunci îndreptați-vă către niște bucle mai lejere, mai rebele, așa, mai nedefinite, știți, care să nu fie super bine definite și în momentul ăla puteți să folosiți și genul ăsta de produse, adică spray-uri din astea de texturizare, care să dea puțină textură, care îl fac să pară puțin mai crunchy, așa, și nu-l lasă tot așa să se apropie foarte mult de scalp. Da? Și un alt produs pe care îl puteți folosi este fixativul. Da? Și ăla poate să aibă același rol, deci puteți să vă jucați și cu fixativul la fel. Eu m-am văzut în ultima vreme folosind mai mult fixativ decât am folosit în toată viața mea, adică eu până acum, nu știu dacă am terminat 5 tuburi de fixativ, hai să zicem că ai fi terminat 5, dar mai multe de 5 nu cred că am terminat. Dar acum am început să folosesc inclusiv ăsta, care v-am zis că este așa o combinație, un hibrid între un spray de textură și un fixativ și mai am un fixativ și tot folosesc fixativ, mă văd folosind fixativ pentru că am observat că mă ajută. Un alt aspect pe care trebuia să-l menționez mai devreme, uleiurile de păr.
lampa asta de la Garnier, acum am momentul de față, este ulei de argan. Dacă aplicați ulei de păr, aplicați strict pe vârfuri, deci numai pe vârfuri, ca să nu pară aspre, pentru că întotdeauna vârfurile, oricâtă grijă de păr ai avea, oricâtă grijă ai avea de păr, vârfurile întotdeauna au tendința să arate mai uscat decât restul părului. Și atunci aplicați numai pe vârfuri și o cantitate foarte, foarte mică, pentru că vă îngreunează firul de păr. La fel, toate produsele care conțin silicon vă îngreunează firul de păr. Dezavantajul în momentul în care folosești produse fără silicon este că părul se va electriza super repede. Este așa, un du-te vino. Adică puteți să folosiți pentru firul de păr subțire, puteți să folosiți produse cu silicon dacă vreți, dar să fie o cantitate mică de silicon. Adică să nu fie genul ăla de produse care sunt foarte cremoase, când îți rămân așa pe piele, simți așa că ai o peliculă și e foarte cremoasă și foarte fină. În momentul în care simți pelicula aia fină, e clar că acolo este mult silicon. Da, deci am atenție și la aspectul ăsta. Și legat de vopsit, aici, din păcate, eu nu am foarte multă experiență în materie de vopsit și nu o să mă bag să vă povestesc foarte multe despre vopsit, dar știu că firul de păr subțire se încurcă super repede și mai ales când este vopsit se încurcă și mai repede. Adică eu cunosc persoane care urăsc să se spele pe cap tocmai în ideea că trebuie să stea să-și descurce părul și le ia o viață, fiind cu firul de păr super subțire și fiind vopsite. Mare atenție la toate procedurile astea chimice pe care le aplicați asupra părului, și anume vopsitul, decoloratul și așa mai departe, pentru că sunt produse care agresează părul, agresează firul de păr, iar el fiind deja subțire, o să vi-l atace foarte repede. Adică riscați să-l ardeți foarte rai repede, riscați să-l degradați super repede, să se toace foarte repede și să se rupă în ultimă instanță. Da? Deci mare atenție. De-aia am zis că nu e neapărat o idee bună să te vopsești doar pentru că ai firul de păr subțire. Asta este o soluție de scurtă durată, de, hai să zicem, 2 săptămâni, așa, dar nici 2 săptămâni de multe ori. Și după aceea încep să apară problemele, începe să arate uscat, începe să arate degradat și nu știu dacă vreți chestia asta, da? Deci dacă vreți voi să vă vopsiți, că așa vă place vouă, ok, dar trebuie să aveți multă grijă de firul vostru de păr în momentul în care este vopsit. În rest, nu știu ce să vă zic mai multe despre părul subțire vopsit, pentru că nu am. Când o să mă vopsesc, o să încep să învăț și despre treaba asta și atunci o să vă spun mai multe. Dar nici nu m-a interesat în mod deosebit treaba asta cu vopsitul până acum. Poate de acum încolo am să încep să mă vopsesc și eu, dar mai aștept puțin. So, cam astea au fost principalele lucruri pe care am avut eu să vi le spun astăzi pentru firul de păr subțire. Dacă mai știți și voi alte lucruri, alte trucuri, alte chestii interesante care v-au ajutat pe voi, lăsați-le în comentarii, că sunt binevenite. Chiar aș fi curioasă să știu dacă voi vă confruntați cu problema asta. Nu știu dacă e neapărat o problemă. Și da, nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta, să intrați pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Pa, pup, și ne vedem în următorul clip. Ciao. Așa fie.